intrat și de acolo nu a mai ieșit. Și eu zic în seara aceasta, Doamne ajută-ne să vorbim despre lucrul acesta. Frații spuneau un îndemn, o să vorbesc câteva cuvinte și apoi dacă vreți să mai facem o rugăciune, putem să facem cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Cântăm, cântăm și ne rugăm. Și ne rugăm. Numai toate să le facem din inimă. Amen. Cu inima să lăudăm pe Dumnezeu, cu inima să ne rugăm. Și atunci vom primi propășire. Marcu, capitolul 11, începând cu versetul 1, vorbește, și îmi place cum vorbește Marcu, chiar dacă unii oratori ai Biblii vorbesc despre Marcu, că el nu era dintre ucenici și nu era prezent acolo, dar îmi place cum el așează lucrurile. Și îmi place cum scrie un scriitor de elită, un om învățat cu școală. Și auziți, când s-au apropiat de Ierusalim și au fost lângă Betfage și Betania, spre Muntele Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi. Și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră, îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat încă niciun om. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce faceți lucrul acesta, să răspundeți, Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite înapoi aici. Ucenicii s-au dus, au găsit măgărușul legat afară lângă ușă, la cotitura drumului și l-au dezlegat. Unii din cei ce stăteau acolo le-au zis, ce faceți? De ce dezlegați măgărușul acesta? Ei au răspuns, cum le poruncise Iisus și i-au lăsat să plece. Au adus măgărușul la Iisus și au aruncat hainele pe el și Iisus a încălecat pe el. Mulți oameni își așternau hainele pe drum, iar alții presărau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Iisus strigau, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântat este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David, Osana în cerurile prea înalte. Lăudat să fie Domnul. Amin. Și vreau să vorbesc în seara aceasta despre categoria aceasta de oameni. Ce bucuroși erau oamenii când au văzut că Domnul Iisus Hristos vine și intre. Vine să intre în Ierusalim împăratul. Oare așteptau ei atunci ca acest împărat să fie împăratul cerului? Oare erau ei bucuroși atunci că vine mântuirea lui Dumnezeu pe pământ și intră în Ierusalim? Ei așteptau să se reinstaureze iarăși împăratul David. Să scoată afară pe romani și să preiei ei chiar puterea. Oameni. Și o să vedeți. Oamenii astăzi vă ridică în slavă. Astăzi poate să zice, să strige toți, ce frumos ai predicat. Ce frumos ai cântat. Ce bine te descurci. Și doar numai după 4 sau 5 zile, dacă mergeți în cuvântul lui Dumnezeu și să vă citesc versetul, să vedeți. Știți ce strigau oamenii aceia care strigau, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul? Răstignește-l. La moarte. Doar nu ei spuneau că vine împăratul, nu-i așa? Și Pilat nu le-a făcut după voia lor? Împăratul iudeilor. N-au pus scrisul acela, împăratul iudeilor, ceea ce, ce strigau ei. Ce schimbători sunt oamenii. Ce fals sunt oamenii. Să știți că o să întâlniți numai oameni de afară, frați și surori. Și vă rog să nu vă supărați în seara aceasta. O să întâlniți și pocăiți care sunt schimbători. O să întâlniți și frați care sunt schimbători. Așa zis, frați. Și în seara aceasta zic ca Dumnezeu să ne schimbe viața. Amin. Dacă eu personal sunt unul dintre acei oameni, Dumnezeu să-mi iasă înainte
Să-mi schimbe viața. Dacă tu personal practici lucrul acela și astăzi strigi sus și mâine strigi jos, îți să-ți iasă Dumnezeu înainte și să te schimbe. Amin. Măriți să fie Domnul. Amin, amin. Trăim zilele din urmă, noi ne rugăm și atâta cerem de la Dumnezeu la rugăciuni, atâta cerem și atâta cerem de parcă suntem niște cerșitori. Și puțin, de puține ori venim să mulțumim lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, îți mulțumim. S-au zis, Doamne, îți mulțumesc. Aleluia. Pe cauze de mulțumire. Amin. Se mai aude și așa ceva. Dar de multe ori noi nu mai vrem. Vrem. Știți ce se întâmplă cu copiii care cer numai mâncare și mănâncă și mănâncă și mănâncă într-una? Devin obezi. Și americanii, cei care știți lucrul acesta, dacă vede că copiii noștri sunt cam plinuți, trimite social worker acasă. Sunt prea grași. Da? Țară binecuvântată, Domnul s-o binecuvintează, frați și sorori. Amin, Doamne. Nu știți unde trăim. Încă nu știm unde trăim. Să nu vă așteptați să vină lucrurile bune. Să nu vă așteptați să trăiți ca pe flori. Spuneți ce vreți. Nu cumva acela care vorbește ca un miel să fie îmbrăcat, să fie lupul, să fie îmbrăcat numai ca mielul. Thank you. Preach. Asta e timpul care îl trăim. Nu vă așteptați. Credincioșii o să aibă de suferit. Rugați-vă ca Dumnezeu să-l schimbe. Eu nu fac politică. Niciodată nu-mi place lucrul acesta. Dar rugați-vă ca Dumnezeu să schimbe. Că știți ce spune în cuvântul lui Dumnezeu? Atunci când oamenii laudă pe cineva, lucrurile iau o întorsătură totală. Atunci când toată lumea va spune pace, pace pe pământ, o prăpătenie neașteptată. Va veni. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Sunteți gata? Ca să vină Domnul Iisus Hristos? Vreți să-L așteptați? Îl așteptăm? Cum îl așteptăm? Cu viața noastră ce o trăim noi astăzi, nu știu dacă suntem gata. Haideți să fim realiști în seara aceasta. Să fim reali. Să ne recunoaștem înaintea lui Dumnezeu. Eu sunt primul păcătos. În seara aceasta. Și am nevoie să mă mărturisesc, dar am nevoie ca Domnul Iisus Hristos să vină și să verse din sângele Lui peste mine în seara aceasta. Și să mă curățească. Vrei și tu lucrul acesta? Vrei ca să fii curat? Am să vă spun o istorie și apoi frații pot să facă ei rugăciunea. Cum ne deamnă Domnul? Să ne rugăm pentru ce avem trebuință. În anii 60, aici, în Statele Unite, și doresc ca Dumnezeu să le cerceteze seama aceasta pe toți. Amin. S-a pus un premiu. Și o foarte bună notătoare la not, Angela White, o campioană, să spun așa, acest premiu s-a dat dacă cineva de aici, din Statele Unite, poate ca să treacă în not 40 de maile, de la Santa Catalina și până pe țărmul Pacificului, va câștiga un premiu de $1,000,000. Și fata aceasta, și vreau să fiți foarte atenți în seara aceasta, și fata aceasta s-a dus și a spus, eu mă prind, trec la învoială cu voi și poate o să reușesc. Și dați-vă seama, în anii 60, $1,000,000 era ca acum vreo 10. Și a fost pusă la încercare și a început să note. Și a dat cu un notul și a notat și a notat și după 10 maile s-a întors acolo pe spate și a spus mie este greu. Mama ei, care era în elicopter, striga într-una și spunea mai du-te, mai încearcă o dată. Și s-a mai dus o dată și s-a mai dus 10 maile. Și iar s-a întors pe spate. Și mama ei iar o strigat, mai încearcă o dată.
Și s-a mai dus 10 maile. Dang. Și mama ei iar a strigat, mai încearcă o dată. Și s-a mai dus încă puțin. Și atunci s-a întors pe spate. Și a spus, ajunge. Nu mai pot. Și atunci mama ei a început să plângă. Și a spus, ai greșit. Mi-aveai 20 de fiți. Și ajungeai la țărmul Pacificului. Mai aveai puțin. Și câștigai premiul de $1,000,000. Dragi frați, iubite surori, în lumea aceasta, înotăm în necazuri, în greutăți, trecem prin probleme, 50 de maile, dacă nu le sfârșim până la capăt, nu câștigăm premiul. Încă puțin și cel ce vine va veni. Nu ați pierdut nimica. Mai notați puțin. Mai dați cu notul. Să fie cât de mari necazurile. Ce vom câștiga dacă de 40 de ani ne-am zbătut între valuri și acum la sfârșit să ne întoarcem și să spunem nu mai putem? Și Domnul Iisus bate la ușă. Este 12 fără 10 minute. Și poate să vină la ora fixă Domnul Iisus Hristos. Vreți ca împreună cu mine să ne rugăm în seara aceasta ca Dumnezeu să ne pregătească? Amin. Ca să ne mai dea puțină putere. Mai avem nevoie de puțină putere. Amin. Încă puțin, tinerilor. Frați, surori, încă puțin. El nu minte niciodată. Iisus nu minte niciodată, Dumnezeu nu minte niciodată. El a spus că va veni. Și dacă a spus că vine, va veni și nu va zăbovi. Lăudat să fie Domnul. Haideți la rugăciunea aceasta. Să ne rugăm. Și am îndemnul acesta. Să ne rugăm pentru copiii noștri. Amin. Avem nevoie ca Dumnezeu să pună mâna pe copiii noștri. Copiii noștri nu merg bine. Noi îi iubim că-s copiii noștri. Majoritatea merg și la biserici. Dar când ies afară, voi părinților, noi nu știm ce fac ei. Ei nu merg bine. După cum privesc eu și mă uit și la copiii mei, nu vorbesc de altcineva, ei nu merg bine. Avem nevoie ca Dumnezeu să le iasă înainte și să le iasă înainte cu milă. Amin. Să le iasă înainte și să-i întoarcă cumva. Amin. Deci ce spunea câteva mame odată, eram la o rugăciune în România, în urmă cu vreo 30 și ceva de ani. A fost o noapte de veche acolo și câteva mame, a fost o bucurie acolo extraordinară de mare, de încă mulți n-ați văzut lucrul acesta. Dar am văzut surori care s-au ridicat de la pământ sus, de puterea mare ce erau, în genunchi. Și câteva mame au început să se tragă de păr și să strige, Doamne Dumnezeule, nu vini acum! Că copiii mei nu sunt întorși. Și ce să caut eu acolo în împărăția ta fără copiii mei? Strigați în seara aceasta, mamilor, taților, Doamne, chiar dacă mai zăbovești, știm de ce zăbovești. Ajută-ne să ne întoarcem noi și copiii noștri. Amin. Amin. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și doresc ca la rugăciunea aceasta Domnul să ne cerceteze. Amin. Amin.